Ce s-a întâmplat de fapt? Totul a început pe 27 ianuarie 1999, undeva la ora 15, așa cum se arată în rechizitoriul întocmit de către procuror, pe DN1, între localitățile Ghimbav și Brașov. Tatăl fostului ministru de la Sănătate provoacă un grav accident de circulație. Conducea un Tico, potrivit anchetatorilor, taie o linie dublă continuă ca să întoarcă brusc mașina și să intre la un hipermarket. Din cauza manevrei pe care o face, se ciocnește de două ori mașina pe care o conducea dumnealui cu o mașină care venea de pe același sens de pe care venea inițial și mașina lui. Se ciocnesc cele două mașini de două ori. Mașina pe care o conducea domnul Voiculescu se răstoarnă, iar cealaltă mașină ajunge pe linia de cale ferată. Pasagera din dreapta a domnului Voiculescu se rănește grav, ajunge la spital, ulterior decedează. Iar femeia care conduce cealaltă mașină ajunge și ea în stare gravă la spital. Deci atenție, ca să ne oprim aici. Domnul Voiculescu senior, tatăl domnului Vlad Voiculescu, se afla la volan, da, și în dreapta domniei sale se afla o tânără. Da. În momentul impactului, tânăra din dreapta moare, iar din cauza manevrei pe care o să vedem, pe care o face șoferul, iar persoana din cealaltă mașină, din all seat, șoferul din acea mașină este accidentată grav. Da. Ok. Mai departe. Pe 20 iunie 2002, adică un an și ceva mai târziu, 2000. Domnul Vasile Voiculescu Iulian este trimis în judecată de parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov pentru comiterea a două infracțiuni, și anume ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Prima sentință de condamnare se dă pe fond la judecătoria Brașov. Este condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. I se pune un termen de 4 ani de încercare. Este condamnat la plata 50 de milioane de lei vechi la vremea aceea, despăgubiri civile către familia tinerei moarte, tânăra care se afla în mașina sa, la plata 20.000 de lei vechi despăgubiri tinerei care supraviețuiește acestui accident. Este obligat la plata a peste 300.000 de lei către Casa de Asigurări Brașov pentru zilele de spitalizare suferite de cele două, pentru că și tânăra care a decedat a fost internată câteva zile în spital la Brașov, dar și la plata a 3 milioane de lei vechi, cheltuieli judiciare. Tot în 2003, pe 24 iunie, domnia sa este condamnat definitiv de Tribunalul Brașov la 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Însă, în momentul judecății, Tribunalul Brașov constată că anterior se dăduse o lege de grațiere și că îi se aplică legea penală mai favorabilă domnului Voiculescu, astfel că instanța constată că faptele sunt grațiate, însă are de plătit în continuare toate despăgubirile civile, cheltuielile către Casa de Asigurări și... Să facem o scurtă paranteză. Legea de grațiere este dată de PSD, da? Este dată de Parlamentul României la vremea respectivă, președinte... Majoritate... PSD, cine era președintele? Președintele României era domnul Ion Iliescu, președintele Senatului era domnul Valer Dorneanu, iar la Camera Deputaților era domnul Alexandru Atanasiu. Ceea ce e foarte interesant e faptul că domniile lor, nu dânsul personal, dar domniile lor l-au hărțuit inclusiv pe Valer Dorneanu, cel care până la urmă a condus adunarea Parlamentului, care da acea lege de grațiere pentru tatăl său, despre care n-a vorbit niciodată. Așa mai e. Departe. Pe 7 octombrie 2019, da, judecătoria Pucioasa respinge cererea de reabilitare judecătorească formulată de către domnul Vasile Voiculescu Iulian, pentru că nu a achitat despăgubirile civile către victime și către Casa de Asigurări. Adică în 2019, la 20 de ani de la acel accident, domnia sa face o cerere de reabilitare către judecătoria Pucioasa. Judecătoria respinge această cerere, motivul fiind că nu a făcut dovada achitării acestor daune către victime. Nu plătise nici măcar banii către Casa de Asigurări acele zile de spitalizare pentru victime.
Însă surpriza este mare. La 10 zile de la această pronunțare, pe 17 octombrie tot 2019, judecătoria Brașov admite o altă cerere de reabilitare judecătorească formulată tot de către domnul Vasile Voiculescu Iulian. În motivarea acestei decizii nu mai este specificat absolut nimic despre aceste daune, dacă ele s-au plătit sau ele nu s-au plătit. Colegii noștri de la Brașov au stat de vorbă cu tânăra care a supraviețuit acestui accident. A spus că nu a văzut niciun leu niciodată. A spus că tot procesul a durat foarte, foarte mult și că domnul Voiculescu a făcut foarte multe cereri pentru expertize tehnice și că la un moment dat se vorbea că ar fi olțitul pe care îl conducea ea ar fi depășit 100 și ceva de kilometri la oră. Deci încercam cumva să o vinovățească pe victimă de accident și nu și-a asumat de fapt că din culpa sa. Așa este. Ori instanța a reținut că accidentul s-a produs din culpa sa exclusivă. Două instanțe. Și cea de fond și cea de apel. Exact. Bun. Aici se termină faptele? Da, totul se întâmplă, se termină pe 17 octombrie 2019, când domnia sa este reabilitat, practic îi se șterge din cazier, îi se șterg toate aceste fapte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru cei care vor să vadă documente suplimentare, haideți să ne uităm la hotărârea instanței din dosarul domnului Iulian Vasile Voiculescu. Există un facsimil din acest, dacă îl avem? Iată, pentru aceste motive, numele legii, în baza articolului 178 aliniatul 2 cod penal. Aceasta este decizia de la fond, prima condamnare a judecătoriei Brașov. Este decizia prin care domnia sa este condamnat inițial la 2 ani de închisoare cu suspendare. Ulterior o să vedem că Tribunalul Brașov mărește această pedeapsă la 3 ani de închisoare. Bun, și aici se spune în baza articolului cu tare, codul penal contopește cele două pedepse, pentru că erau două pedepse mai sus, dispunând inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani de închisoare, în baza articolului cu tare dispune suspendarea și spune pentru că are copii, n-a mai avut antecedente penale. Dar mergem la decizia finală. Decizia finală a instanței, care vine și spune foarte clar că este condamnat la 3 ani de închisoare. Această decizie este dată de către Tribunalul Brașov. Este decizia în care magistrații constată faptul că se deduse acea lege de grațiere și îi aplică legea penală mai favorabilă. Constată grațiate pedepsele, însă îi rămân celelalte dispoziții ale hotărârii de fond, și anume că este obligat în continuare să plătească daunele, despăgubiri civile, despăgubiri morale și materiale, ceea ce domnia sa, spune instanța de la Pucioasa, nu a dovedit că a făcut asta niciodată. Iată, doamnelor și domnilor, decizia este aceeași, din aceeași decizie de fond de la judecătoria Brașov. Ni se arată aici care sunt daunele pentru toate părțile implicate în dosar. Vorbim despre același termen de încercare de 4 ani. În principiu nu ar fi avut mult de plătit. Vorbim despre 70 de milioane de lei vechi. Ceea ce înseamnă cât, Carmina? 7.000 de lei. 7.000 de lei. 1.000, e vorba de 1.400 de euro. La momentul respectiv, pe calculele pe care le-am făcut, sunt cam 1.800 de euro. Atunci, atunci euro nu era ca acum, deci poate să fie la, celei victime care a murit, am văzut că avea să-i dea 5.000 de lei. 5.000 de lei puteau să fie atunci vreo 2.000 de euro. Mama fetei decedate ceruse în mare parte acei bani pentru cheltuielile de înmormântare și pentru pomenile pe care le făcuse pentru ea. Nu ajungeau. Iar celelalte victime avea să-i dea 20 de milioane vechi, adică 2.000 de lei de atunci, nu erau nici măcar 1.000 de euro. Ca să-și repare ce mai era de reparat din Olsit și să își plătească recuperarea. Am înțeles că n-a plătit nici banii aia pentru casa de sănătate. Nu. Care, dacă a fost corectă cifra, era ridicolă, erau vreo 35 de lei. 35 de lei noi. Erau 350 de mii. De mii. Deci 350 de mii vechi înseamnă 35 de lei noi.
Adică bani de țigări avem, și avea cheltuieli de judecat 300 de lei. Un fragment noi. Și din grațiere și pedeapsa finală, pentru că în acel fragment se vorbește foarte clar despre faptul că cei 3 ani de închisoare, respectiv 3 ani și 6 luni de închisoare, s-a expus grațierea pedepselor aplicate inculpatului, invocându-se grațierea care era dată de PSD, de Ciuma Roșie. Dacă avem acel fragment, dacă nu îl arăt din foile mele, deci prin decizia penală numărul 546 per A din data de 24.06.2003, tribunalul a admis apelul declarat de parchet. Bun, și ce decide? Dacă avem acest lucru. Deci este fragment, grațiere și pedeapsa finală pentru colegii din regie. Tribunalul Brașov practic mărește acele pedepse, îi aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani de închisoare. Constată faptul că se deduse acea lege de grațiere, îi aplică legea penală mai favorabilă, îi ștergă aceste, îl grațiază de pedeapsă, dar menționează faptul că rămân în vigoare celelalte dispoziții date la fond, și anume plata acelor despăgubiri civile către victimele sale. Foarte interesant. Deci citesc de aici. S-a dispus grațierea pedepselor aplicate inculpatului, s-a înlăturat aplicarea dispozițiilor, au fost menținute celelalte dispozitive, adică plata daunelor. Care este legea de grațiere care este dată în 2002? Este legea numărul 543 din 1 octombrie 2002, privind grațierea unor pedepse și înlăturarea lor. Iată, aceasta este legea numărul 543, este grațierea dată de PSD, de Ciuma Roșie, de care beneficiază tatăl domnului Vasile Vlad Voiculescu. Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Parlamentul României adoptă prezenta lege. Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoarea până la 5 ani inclusiv, precum și pedepsele cu amenda aplicată în instanțele de judecată. Prevederea articolului 1 se aplică indiferent de modalitatea și executarea pedepsei închisorii dispusă.